v-am găsit. Să rămână. Hai că sunt cu Ruxandra, un cuplu azi. Despre una, despre alta. Tot felul de cupluri, dacă și de altfel. Bine ne-am revăzut. Bine ne-am Bună, Ruxandra, nu ne cunoaștem, dar ne cunoaștem acum. Să rămână. Florin, îmi pare bine. Ruxandra, n-am vrut să vină să te pupe. Au citit biletul din spate. Dacă tot suntem la prima piesă împreună, acum na. Scrie pe tine povești de seară pentru fete rebele. Măi, nebunaticule, ce ai gândit? Nu. Am luat mesajul ca atare. Să știi că este un tricou special pentru o carte de copii pe care o voi lansa. Voi lansa partea a doua acum la Bookfest. Și că e Bookfest. Da. Vreau să veniți să citiți. Da, duminică. Împreună, da, cu editura Litera, eu merg prin școli și învățăm copiii cum să pornim din nou, să citim, să învățăm, să ne îmbogățim imaginația. Și despre asta e cartea? Poveste seara pentru fete? Nu. Asta este o carte absolut genială, părerea mea. Trebuie să o citim noi toți, pentru că știu sigur că avem lipsuri. Dom'le, este despre 200 de personalități feminine care de-a lungul timpului, de la 400 încoace, să zicem, au schimbat soarta istoriei. Da, super, da. Îți îmbogățești cunoștințele și sunt povești pentru copii. În sensul că sunt descrise la naștere, de la naștere până când, cum au făcut ele, cum n-au ascultat ele de părinți să nu învețe sau să nu se ducă, cum prima femeie doctor, cum prima femeie care a ajuns la Walt Disney. Da. Pentru fete, în mod special, știi? Urmează să scoatem și pentru băieți. Bine, și întreba așa, cine e călătoarea și Shakespeare? Cine e Shakespeare și cine e călătoarea? Deci, pe 1 iunie, ora 17, la Bookfest, la editura Litera, ca să vină lumea să... Vineri acum. Vineri acum. Ziua copilului. Păi da, pentru ca copii. Să fie chiar pentru copii. Și pe 2 iunie la ora 19, la Teatrul Dramaturgilor Români, ca să divulg un pic așa, pot să spun doar că Monica Davidescu este călătoarea. Da, și astăzi. Este călătoarea. Și astăzi, la ora 19, dar nu mai sunt bilete. Azi nu mai sunt bilete. Pentru azi nu mai sunt bilete. Și Shakespeare cine? Că așa știm cine era eu, dar... Shakespeare cine? Este Marius Bodochi. Călătoarea se dovedește a fi într-un final. Nu pot să spun nimic. Mai avem o premieră. Ruxandra e pentru prima dată într-o emisiune în direct. Da, ce tare. Ruxandra, voia să te întreb, că zicea Monica mai devreme de că trebuie să mergem din nou la copii, să-i învățăm să citească din nou. Cred că multă lume n-a uitat. E un mit ăsta că Nu. Ei sunt foarte mult ancorați în device-urile pe care le au și nu mai știu cum să pornească și să-și îmbogățească singur imaginația. Și atunci noi pornim de la o poveste citită și o refacem în scenă după cum își închipuie ei că ar trebui să fie. Vin copiii la teatru? Sunt atât de drăguți. Da, vin copiii la teatru, dar nu la Călătoarea și Shakespeare. Avem și o bucățică de teatru social. Dacă au peste 14 ani, să zicem, sunt bineveniți. De ce după 14 ani? E așa mai pentru copii, așa mai mari, nu mai pentru fetele astea rebele de pe tricou. Având o părticică de teatru social, teatru social cumva aduce chiar lumea... Mai degrabă o parodie teatru experimental, contemporan... Și atunci are și câteva cuvinte pe care... Un limbaj mai puțin... Eu nu mi-aș asuma să le audă un copil sub 14 ani, peste 14 ani, cu siguranță... Atunci, David, să stai acasă, eu merg la teatru. Așa am decis eu, că așa e bine. Haideți